Doc, să fac cunoștință, coleguța mea, Alexandra Goc și coleguțul Cristi Mitrea. Să te să rămâine, doamnă. Te-am văzut îmbrăcată în sacou, s-a simțit că ești de la ghișeu în timpul liber și astăzi ai venit la emisiune. Și noi, da, aici stau este. Aici. Aici, domnul Doc, avem apă pentru dumneavoastră. Ce faci, domnul Doc? Cum e în libertate? Vai de mine, mă reacomodez cu ceea ce numeam normalitate, atâta pot să-ți spun, domn Cătălin. Eu am rămas asta cu domnul Dan, domnul Cătălin, doamnă. Da, e multe inputuri, pot să-ți spun. Viața aruncă foarte multe inputuri pentru un om care a stat 2 luni jumate într-o... Izolat. De oamenii dragi, departe de casă. Într-o junglă. Recunosc că-s multe inputuri și încerc să mă acomodez cu valul care se abate asupra mea la fiecare pas. Spune-mi, ai crezut când ai plecat acolo și întorcându-te că o să fie mai rău sau mai bine? Nu m-am gândit. Voiam să stabilim un lucru. Eu nu am gândit foarte mult plecarea mea la Survivor. Eu am luat-o cap un challenge nebun. M-am dus acolo, nu mi-a păsat că e cameră, că nu e cameră, că e cocos, că nu e cocos. M-am aruncat în valul dominican. Și s-a văzut. Da. S-a văzut, și da. Vreau să se înțeleagă acest lucru de la început. Că eu sunt un om care își arogă multe challenge-uri de-a lungul vieții și așa consider că evoluăm toți. Punându-ne în situații în care necunoscutul lasă, eu știu, spiritul să lucreze. Și câteodată lasă și niște urme adânci? Da, sper. Adică cumva am și niște rezoluții cu care m-am întors. Care ar fi acelea? Deja? Păi să începem, domnul Doc, adică rezoluții. Uite, vezi, am luat-o și acum cu domnul. Am luat-o toți cu domnul. Rezoluții 4K, vă rog. Vreau să spun așa. Eu sunt un tip foarte competitiv. Nu știu dacă s-a văzut chestia asta. S-a simțit. Eu recunosc că nu prea m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine. N-am avut nici timpul și nici dorința momentan. Să stăm un pic, să luăm frame cu frame viața, să nu ne aruncăm așa în ea. Și să, bun. Fiind foarte competitiv, pot să-ți spun, domn Cătălin, că am învățat să mai și pierd. Că e ok să mai și pierd. Până acum nu credeai chestia asta. Nu. Nu, dar erau momente în care nu se vedea că știi să pierdă. Da, păi asta spun. Dar întorcându-mă de acolo și având o viziune mai din spate a întregii șmecherii, pot să spun că acum sunt pregătit să mai și pierd. Acum, da. Păi acolo nu eram. După 20 de victime, mi-am dat seama acum că pot să șipi. Tot ce pot și ce mai pot să spun e că nu cred că poate fi asimilată o astfel de experiență decât dacă o trăiești. De comentat, cu toții sunteți specialiști, adică și nu o să simțim niciodată cum e acolo. E super tare să stai pe canapea, apă și să mănânci. Trecem și la întrebările telespectatorilor, pentru că sunt multe și întrebările colegilor mei, dar vreau să te întreb eu prima dată ceva. Cum ai reacționat când te-ai întâlnit soția și copilul? Am plâns. Ca un om care plânge când își întâlnește cu soția și copiii. Au venit la aeroport, am avut și întârziere avionul vreo oră și ceva și n-au venit numai ele, au venit emoțiile alea în avion când știai că trebuie să te vezi cu ele cum erau, când știai că mai avem 100 de metri, 50 de metri, aterizăm, gata, aterizat, trebuie să ieși, le vezi. Aș mai vrea să, precizez o treabă. Eu nu sunt, adică sunt un om căruia îi plac challenge-urile și da, m-am dus acolo să văd ce despre... Să mor cu ei de gât, dar și sensibil. Să mor cu ei de gât, dar nu că sunt și sensibil. Sunt sensibil, adică sunt artist. Am văzut. De asta zic, am văzut acolo cum plângeai în Dominican de dorul soției, de dorul fetiței și de asta spun, când te-ai întâlnit cu ele, vreau să spun că a fost o reacție puternică. A fost exact cum îți închipui. Nu, n-aș putea să ți-o descriu mai bine decât sunt convins că ți-ai putea o imagina. Ce vreau să spun e că eu lucrez cu emoții ca și artist și acolo, poate, în anumite momente erau emoții, adică lucrez cu emoții și nu mi le stăvilesc, în general. Le las să curgă. Fac piese, scriu, fac tot ce ține de a, imortaliza emoția aia într-un act artistic. Iar acolo, numai act artistic n-a fost. A fost cam coadă. Act artistic, videoclip, tot a fost. Da, dar în sensul în care
au fost momente, pun pariu, în care... Domnul Doc, eu v-am văzut acolo, ați avut flow, adică mers treaba, credeți-mă, adică... Dar ce vreau să... A fost artistic, a fost și pe featuring cu Camara la un moment dat, cu... ce vreau... A, da, da. A, da, exact. Da. Ce vreau să spun e că nu le-am nu le-am stăvilit deloc, adică ce ați văzut aia a fost, ăla a fost, cum spui și tu, actul meu artistic. Da. A fost și cu underground, a fost și cu mainstream, a fost cu de toate. De toate. Că v-a plăcut, că nu... Nu, ne-a plăcut. Asta am fost, adică nu vreau să... Eu vreau să spun ceva înțeles și greșit. Trecem la întrebările telespectatorilor și ale colegilor. Te ascult. Când erai în show acolo, erau foarte multe mesaje care veneau și ziceau: bă, să plece Doc, nu mai putem, e toxic, ne-am săturat. Acum aș vrea să le reamintesc telespectatorilor că Doc a plecat, pentru că au început să vină mesaje: ne pare rău că a plecat Doc, de ce nu mai e Doc? Adică haideți totuși să ne păstrăm, cum să zicem, atitudinea și să luăm la întrebări pe Doc. Dar te surprinde? Că nu mă surprinde chestia asta. Nu te adică, surprinde. Nu, nu. Uite, în sfârșit un om cu caracter își meritau soarta, trebuia să dea cineva cu ei de pământ, bravo Doc. Băi, oameni buni, haideți să... Cred că te dar nici măcar ăsta n-a fost scopul. Vreau să se înțeleagă că nu ăsta a fost scopul, să eu știu, cert eu pe ei, să le arăt dar eu lor. Dar și-au crezut și ei. Și dacă vrei, Cătălin, putem să vedem și niște imagini cu... Apropo de ce au spus ei. Da, hai să intrăm în treabă. Ce au spus ei în aceste două luni jumătate raportat la tine, că sigur nu știi, pentru că au fost niște testimoniale pe care ia, sigur nu mega le-ai curios. Văzut. Hai că vedem imaginile. Să știi că noi aici am discutat săptămână de săptămână imaginile, am comentat și cu invitații, dar haide să vedem acestea și să comentăm. Nicio problemă, hai. Doc se folosește de absolut tot ce are acum, doar ca să pozeze într-o victimă, ceea ce el nu este o victimă, este ultima persoană pe care o poți numi victimă aici. El este un agresor și este evident din toate punctele de vedere. Dacă nu, eu o să vreau să scot în evidență treaba asta cât mai mult, să vadă toată lumea că este un agresor. Doc e închistat, stă, deci nu trăiește, Doc se târăște prin concursul ăsta. El nu se bucură de concursul ăsta, nu se bucură de Dominican, nu se bucură de nimic, el se târăște. Doc a scos șobolanul din el și când spun asta nu sunt ironic deloc, a scos cei mai rău din el și pentru mine el nu are limite, el ar scoate orice doar să mai meargă o săptămână mai departe. O parte din mesajele colegilor mega tare, tăi. Mega tare, mega tare, da. Nu mă surprinde, adică ăla era și discursul lui Carmen mereu, că eu sunt... Deci măcar Carmen, așa cum era și da, în tabără, așa era și la testimonial, da. Adică da, constantă. Da, pentru că știu că voi când ați... De fapt, asta se vedea de acasă, da. La începutul competiției, părea că vă înțelegeți ne-am foarte bine. Ne-am înțeles foarte bine, până Ada s-a... Na, a luat-o și pe ea jocul și da. A devenit Ada din concurs. Nu a dat de acasă. Dar tu ți-ai dat seama că la un moment dat păreai nebunul grupului? Că nu. Te certai cu toți? Că nu te înțelegeai cu nimeni? Cu Camara te certai? Cu Remus te certai? Cu toți da, te certai? Da, dar era pe bune, adică chiar aveam chestii să le păi spun. Da, cu toți. Adică păi da, cu toți. Păi ce vrei să spun acum? Adică vrei... Da! Avea să-i spun și Remus. La un moment dat nu mai suportai pe nimeni în jurul tău. Cred da, că e, se vedea în că... condițiile date, de nemâncare, de zemuri prin corp inexistente, de proteine lipsă, de... Așa, și de imersare totală în joc acolo, da, ăla eram. Ăla am fost. Da. Și n-am astea ce sunt să... argumentele pe spul pe care le invocă toată lumea și e normal că, de fapt, asta se întâmplă în mod real, da? Tu îți lipsesc anumite lucruri care te-au scos din zona de confort. Și plus ideea e că, fiind un om căruia, care afirmă, plac challenge-uri, semănăm la un moment dat în nebunile astea, dar undeva ești un om foarte inteligent care se așteaptă să se întâmple lucrurile astea. Da. Știi că dacă ți le scoatem, te scoatem din priză cu anumite lucruri, poți să ai anumite reacții. Exact. Și în iată mă asta, acceptând asta. Am înțeles. În ideea asta, undeva, n-ai avut nicio pedală de frână. Adică la niciuna, niciuna. Nu, nici dar la... în general n-am. Adică vreau să se înțeleagă. Doar că a întrebat aici... cineva dacă ești la fel de nesimțit și în viața reală cum ai fost în junglă. A zis că trece și la mesajele telespectatorilor fără perdea. Adică dar le spun și direct telespectatorilor. Eu nu am parte de... Nu trăiesc cu oameni pe care nu, cu care nu trebuie să trăiesc în jurul meu. Adică nu vrei să pari ceea ce nu ești. Greu într-un colectiv de străini să te, da, să te adaptezi. Nu vrea să pară ceea ce nu ești. Adică nu e clar, sincer, dar unele eforturi poți să le faci, cred, dacă tot te duci la o emisiune. Da, eu, zic, eu adică undeva parcă am exagerat știu, dar azi. Dar îi doresc ăluia care poate să se ducă să nu mănânce, să stea cu toate fetele care stau ele și șușotesc pe acolo și să uită pe tine. Le urez celor care doresc să încerce să se ducă și să fac asta. Eu atât am putut. Nu e cazul, că nu vorbim decât de tine acum. Da, de mine îți spun că e dificil în condițiile date pentru un om ca mine să aibă perdea pe o insulă.
cu niște oameni acolo. Deci, domnule, mă bucur să-l văd. La început nu mi-a plăcut deloc de el, dar pe parcurs mi-a plăcut. Am văzut că este sincer, cel mai mult l-am văzut că poate să-și ceară scuze ceea ce alții nu au făcut. Ce văd de oamenii, știi? Mi-am cerut scuze rare ori, iar ultima dată am făcut-o pentru ieșirea cu Ada, care recunosc că poate a fost mult, dar și Ada e mult. E mult pentru... Era mult avem pentru... și imagine, dacă vrei, da, să vedem imagine, dacă vreți, vedem imagine, dar vreau să te întreb întâi altceva. Tu știi că ești la un show, știi că contează părerea celor de acasă, știi că oamenii votează. Nici măcar pentru chestia asta n-ai putut să te abții sau să... Adică să-și, bă, totuși, ok, sunt artist, știi? Uite, asta vreau să spun. Am încercat să desenez asta din start. Eu m-am dus să văd eu cum reacționez, să văd cu ce plec eu din experiența asta, cumva. Adică faptul că era o cameră... Dar nici tu nu te așteptai să te comporți așa într-un mec de străini. Adică cu 10 străini lângă tine, n-ai știut niciodată, n-ai fost niciodată în viața ta pus în situația exact. Asta. Și am fost curios să văd cum mă comport. Nu e o razna. Dar vreau să înțelegeți că faptul că era o cameră acolo care ne filma, pentru mine n-a contat foarte cred mult. Cred că și uiți repede de ea la un moment dat. Da, și nici, adică, eu sunt ok cu ce am făcut acolo. Dacă lumea stă și, că lumea vine, judecă. Da. Corect, doc, dar mă gândesc că toată lumea vrea să duce acolo să câștige, știi? Ai zis că ești competitiv. Competitivitatea înseamnă, stai-mă un pic să văd cum fac să ajung și în etapa următoare. Da, mai ales pentru că știi că depinzi părea... de votul celor de acasă. Mie mi se părea că dădeai chiar totul acolo. Adică la un moment dat erai atât de implicat încât am zis, e clar, ajunge în finală, pentru că erai totul sau nimic. Fără îndoială, dar nu știu cum să vă explic. Nu vreau să pară șocant pentru lume sau astea, dar am fost mai egoist de atât. Adică contact și cum o simțeam eu mai mult decât cu... Nu știu să mint, să-i fac pe oameni să... Să-i păcălesc, să mă țină acolo cumva mai mult ca să rămân sau nu știu cum să vă spun. Eu aia am fost... Ăla sunt și aia mi-am dorit să țin acolo. Dacă n-au mai dorit să țin acolo, i-am înțeles și cumva s-a conjugat și cu, eu știu, starea mea de spirit, că am ieșit exact cam când nu mai aveam zemuri în mine, când simțeam că nu mai pot să trag pe traseu, să aduc puncte, când atmosfera în club era, în trip acolo, era destul de, eu știu, din punctul meu de vedere, era foarte contrară unei emoții de echipă. Dar când s-a schimbat? Că era la un moment dat ok. Când ai simțit tu că s-a schimbat această stare? A fost o săptămână în care am câștigat noi două imunități legate. E, după aia s-a spart toată zeama. Cumva... Secunda când ai trăit în frustrările înfrângerilor? Nu, tocmai că eram pe câștig și pe urmă s-a întâmplat ceva și toată lumea și-a luat așa un film de... Adică eu sunt. Nici prea bine nu adică e bine. Eram o echipă, dar eram fiecare mai... pe individual deja. Jucam individual, asta, joc în echipă la mână. Tu ai și făcut sport, dacă nu mă înșel. Da, sport de performanță. Și am făcut un sport de echipă. Asta aici voiam să ajung. Și nu mai era o atmosferă de echipă. Nu s-a văzut. Adică nicio secundă nu s-a văzut că susții sau ești un suport pentru colegi. Am zis, nicio secundă. Crede-mă, nu s-a văzut. Nicio secundă. Adică când am... eu știu, am susținut-o pe Bianca de-a lungul când ea nu aducea și zicea, hai, n-ai văzut tu imagine. Poate, adică eu zic că am încercat. De multe ori, acum, părea că ți-e mai la îndemână și mai ușor și că o faci cu bucurie. Dacă pierdeau, ai tăi din grup, vreau să le dai cu ceva în cap, mai rău le arătai cu ce au greșit și de ce au greșit. Ok, să-ți respect părere. Tonul și non-verbalul tău părea că te bucuri de chestia asta, ți-i explic. Cineva zice... Multora le-a părut că susținerea ta și colectiv nu a existat. Cineva zice, noroc că ai plecat, că te bătea camara dacă îl mai enervai. Cu toiagul. La asta voiam să ajung. Dacă nu cumva starea din echipă s-a schimbat în momentul în care a venit camara, așa cum mulți cei de acasă. Asta s-a întâmplat la început. Camara a venit în a doua săptămână. Iar, eu știu, conflictul meu cu camara, care s-a estompat pe parcurs, a debutat din faptul că el a venit foarte înfipt, așa cumva. Și să zici că eram și eu deja înfipt acolo... Și a fost o chestie de alfa, să zici, la început. Da, s-a văzut, da. Dar pe parcurs noi am ajuns să ne înțelegem și am ajuns să-l... Adică chiar... Să suport și chiar să-l simpatizez și sunt super ok cu camera acum, fiindcă i-am înțeles scopul și i-am înțeles lupta. La început nu o înțelesesem, poate nici el n-a știut să o expună într-un mod foarte valid.
și de aceea am simțit că ne ciocnim cumva, că tetateturile au fost reale și pe bune, adică n-a fost nimic. Dar pe parcurs am ajuns să stăm de vorbă, să ne înțelegem la nivel uman. Hai să vedem niște imagini tot așa care vorbesc despre înțelegerea la nivel uman între cine și cine. Între Doc și Ada. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo. Eu vreau să pleci, vreau să pleci de o lună, mai neburită cap, de când m-ai făcut de când umbli gol și nu puteți să oameni căsătoriți, puteți să stăm. Doc, oricum sunt mari șanse să pleci, de ce arunci cu... Mine. Pentru că de trebuie ce? Să pleci, fata mea, ba da, meriți să pleci, fiindcă ești răsfățată și mârlancă și încerci să faci pe noi, încerci să care am muncit, care mi-am... Întorci toată lumea, mi-am distrus. Nu îmi țâțe niciun, tocmai asta spun, că nu-mi e rușine să zic adevărul. Ai să zic gură, mă, du-te de aici. Toată lumea! Nu, ești agresiv. Cum ai, mai zi o dată? Sunt așa. Se vrași, toată lumea vorbește, nu spune asta. Toată lumea vorbește. Și acasă la fel. Așa. Întreabă pe cine a venit așa. În afară. Cu toată așa. Lumea vorbește. Că ești în hai, urlă, vrași, urlă aici, urlă, urlă, urlă. Hai, urlă, urlă, urlă. Urlă, urlă, haide, urlă, urlă, urlă. Se va întâmpla niciodată, eu nu-s violent. Asta am întrebat mai devreme pe imagine pentru cei de acasă că am intrat în direct, că dacă din nebunia aia și din haosul ăla vă îmbrânceați sau vă luați, o împingeai sau nu, de vreuna. Nu, nu se va întâmpla niciodată. Nimeni nu poate să vină să spună că am fost vreodată violent cu vreo persoană în lumea nu, asta, bărbat. Nu, eu spus de agresivitate sau... verbală. Acolo nu, a fost doar agresivitate verbală. Nu, mă verbală. Refer și în viață. Nu poate să vină nimeni să zică nici că i-am dat un bobârnac. Pentru că nu sunt violent, dar cumva știam ce fac acolo. Adică, nu știu cum să vă spun, e și un joc. Da, adică... Ai un talent excelent, extraordinar. Îi aduci pe toți într-un boiling point da, asta mai, mai spun, rar adică... întâlnit. Adică și tu o faci, asta ți explic, că se vede că o faci ca vilă, nu ăla. Da, am asta făcut vrei, o... Da, e un joc, adică intrasem și eu într-un rol acolo. Intri într-un rol. Da, face plăcere, doar, de, cumva, da, era tu... un joacă, în adică definitiv. Adică acolo erau un rol, adică nu erau nervii tăi reali sau cum da, erau? Ba da, dar erau conștienți. Adică îi puteai ține în frâu. Măi, mă, oameni buni, eu eram conștient că-s pe o insulă cu 12 oameni, că nu mănânc și nu știu ce. Dar eu jucam rolul nu ăla care să mă placă publicul. Eu jucam rolul care mi-a plăcut mie. Și ăla era rolul care îmi plăcea mie. Na, atâta pot să vă spun. Bătrânul la moșa de pe stradă când ești copil și sparge mingea când doarnuci în curte. Da, nu știu ce să vă spun. Da, știam că să o enervez și îi băgam... Și mai să vă spună unde merge, până unde duce. Da, adică let's play it. Suntem într-un joc, nu? E un reality game. Un reality show. Pe o insulă, cu niște oameni care ăla e așa, așa. Let's play it. Așa l-am jucat eu. Așa, cu nemâncare, cu 20 de kg în minus, cu faptul că mă trezeam dimineață fără genunchi și mă târam la propriu pe insula aia. Mă târam să iau lemne și... Da, da, toți erați în aceeași postază acum, repet. Da, dar nu... Lucrurile de care te prevalezi acum, poate să le invoce toată lumea. Păi și asta să facă. Okay. Adică nu mi se pare... așa drama aia mare, eram singurul nemâncat. N-ai fost singurul nemâncat, nu, n-ai fost toți singurul eram nemâncat și ea care mă urla în ureche era nemâncată. Da, da. Adică, da. Știi? Și camara cu ciomagul era nemâncat. Acolo am zis. De adică toți eram nemâncați. Și Carmen în filmul în care eu eram trădătorul și am trădat. Și e incredibil, e toxic. Și Ștefania, șarpele, la fel. Da. Șarpele, tot într-un... Șerpisme, da. Adică nu era... Asta era joacă. Asta era joacă. Ai văzut că toată lumea este împotriva ta. Cred că rămăsese să-i dai doar cu Ionuț la un moment dat. Da. El a rămas până la mă rog, final Ionuț în relații nu prea bune. S-a băgat în niciun scandal. Ionuț da, era Ionuț de parte nu de toată lumea. Dacă n-ai văzut că absolut toată lumea era împotriva ta, ce ți-ai spus? Ai zis, băi, poate problema e la mine sau pur și simplu ai zis, hai să joc până la final și încep să dau în ei până cedează unul. Dar nici măcar că eu n-am mai dat în ei. Eu chiar le-am spus, bă, gata, stați liniștiți, vă înțeleg că sunteți toți împotriva. A, faceți voi strategii, faceți voi tot ce... E ok, eu, I just follow. I follow your lead, adică n-a fost. Hai să facem cum ziceți voi. Nu m-am mai... Adică au fost 3-4 momente de ceartă. Au fost, da, câteva momente și la, mai multe, și la jocuri. Când ziceai adică... că alegeți voi, nu mă bag, după aia e certai, ai ales prost. Acum na. Dacă au ales, de cineva mesaj și ne întreabă totuși cine e băiatul ăsta, că nu e Doc. Adică lumea de mesaj acum. Păi, nu e Doc. Lumea vrea e să... Doc varianta în libertate. Păi, e da. Doc, dar mâncat. E Doc mâncat, odihnit. Vai de mine. Deci, pupat soție, pupat copil altfel. Mi-aș dori în suflet lumea să înțeleagă
ce schimbări. Ce schimbări pot produce două luni jumate în cazul meu. Acum, na, lumea a mai rămas acolo. Hai, ai luat-o la două săptămâni, nu? Ce spui? Te-ai schimbat după primele două săptămâni. Aia e de la Sevraj. S-a aruncat ăsta cu Sevrajul, deci m-au zis că am fost pe heroină toată viața și am plecat de acasă pe heroină la 80 de kg și m-am dus acolo și acolo zici că eram pe heroină. Adică, nu știu, mi se pare oricum. Știi? Și asta cu Sevrajul și cu toate astea a fost minunat. Au tot aruncat-o spre mine. Dar e ok. Asta, eu vreau să înțelegeți că sunt super ok cu tot deci ce mi-au spus. Nimic. Nu regret absolut nimic și sunt convins că dacă aș mai face o dată, aș tot așa mi-a reșit. Pentru că eu ăsta sunt, vă jur, adică eu nu v-am livrat nimic. Adică nu un rol a fost acolo, ai fost tu. Poate a fost un rol, dar a fost un rol jucat în condițiile date, cu scenariul ăla nescris. Îți pare rău că ai plecat? Nu. Nu, mai îmi pare rău. Mai un pas până la unificare. Știu, dar nu, dă-o Dumnezeului, muream. Nu, îmi pare rău. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Asta vă spun că am învățat să pierd. Adică eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga. Dar pe parcurs am înțeles că nu am ce-mi trebuie să fiu ăla care. Adică nu am controlul emoțiilor atât de bun. Trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat. Să câștigi chestia asta, să zici, băi, da, dar lasă emoțiile, că uite, trebuie să mă placă publicul, trebuie să am grijă, trebuie să stau aici încă o săptămână. I ain't got that. Nu sunt ăla. Aha. Adică mi-am dat seama pe parcurs că nu sunt ăla și am învățat să o accept. De asta spun că dacă m-am întors cu ceva de acolo, e că e ok că m-am întors de acolo și mi se pare că Dumnezeu, indiferent că el e publicul, indiferent că e chiar el, ce o numi chestia asta, Dumnezeu, m-a adus acasă când trebuia să vin acasă. Adică... Cineva zice, îmi place omul, ești direct și multora nu le-a plăcut, ești tare și ești diferit, mult succes, Carmen din Suceava. În același timp, cineva zice, să nu uiți, Doc, că totuși ai jignit foarte mult și non-stop doar jigneai concurenții. Da, ok, nu o să uit. Poți să-ți cer scuze dacă... Nu vreau să par nenorocit, dar aia a fost în condițiile date acolo atunci. Dacă nu știu cum să zic, dacă te-aș lua pe tine acum la organe, da, mi s-ar părea ciudat. Pentru că practic de ce te-aș lua pe tine la organe? Da, înțelegem asta, toată lumea înțelege asta. Da. Dar acolo în e vorba de asta, maturitate și de un pic de empatie, adică să înțelegi că undeva ai fi putut avea o limită, că asta acuză toată lumea. Da, dar n-am undeva avut în mintea ta atât timp cât ne-a arătat nivelul de inteligență, că n-a zis niciun om de aici, adică că ești foarte inteligent și ăsta e adevărul. Undeva trebuia să-ți dai seama când e limita aia unde trebuie să zici, știu, bă, stop, parcă m-am dus un pic pe arătură. Că multă lume te zice, ai jucat la multe capete și ai trădat multe capete, adică... Am trădat. Ok, dacă asta se consideră... Vreau doar să se înțeleagă că s-o ok cu ce scrie la tine în telefon. Eu spun în mesajele telespectatorilor că poate n-ai stat față în față cu ei de asta, zic. Le spun și lor, n-am stat. Eu, ce gras era Robert la început, mâncați. Acum realizez cât era Robert la început. Vai de mine. Da, e o experiență, probabil cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Da. Și vreau să se înțeleagă că mi-am mai cerut scuze pe parcurs și am făcut-o când am considerat că acele scuze au fost necesare. Mi s-ar părea chiar bălan din partea mea să vină acum să ne uităm la imagini și să, știți, îmi pare rău de fapt, n-am vrut să... Nu știu ce a fost cu mine în momentul de retăcire. Nu știu ce a fost, pur și simplu, eram vai de mine. Tocmai de aia, hai să vedem momentul ăsta cu camera. Nu, vreau doar să că... înțelegeți că aia s-a întâmplat acolo și ce s-a întâmplat a fost pe bune. Se cheamă reality show. Aia e. Și e real ce se întâmplă. Și mi se pare de prost să vin să-mi cer scuze acum pentru niște chestii pe care să zic, că practic aș spune, nu mă, eu am jucat-o acolo. Haideți să vedem niște imagini care la fel nu au fost jucate cu scenariu și le explică Doc imediat. Bag. Nu pomenești de copilul meu cu viața ta, ai auzit? Lasă, nu pomeni de copilul meu! Nu pomeni de copilul meu, ai înțeles? Gata, mă, nu pomeni de copilul meu! Nu pomeni de copilul meu! Ticule, gata, mă, măciune, nu pomeni de copilul meu! Mamă, ești toată! Nu pomeni de copilul meu! Gata, mă, liniștește! Nu pomeni de copilul meu, ai înțeles? Bă, tu ai înțeles asta? Bă, tu nu pomeni de copilul meu! Tu ai înțeles asta? Bă, nu pomeni de copilul meu! Copilul meu, cui? Mă te scui, că meri să fii scuipat! Meri să fii scuipat! Du-te de aici, du-te animal! Tu, animal!
Ai de mine ce... Doamne, ferește! Tu să nu fac ăștia copilul meu aici! Cum ai aici? Fiecare zi alături de acest demon de doc e un coșmar. Fiecare zi trec peste mine ca să pot să stau aici de dragul fiului meu. Pentru că dragostea mea e mult mai mare decât e ura acestui om asupra mea. Asta era oarecum la început, nu? Da, era la început când, na, v-am spus, tetateturile erau, el a venit foarte înfipt că a venit la Survivor, noi eram deja la Survivor și na, au fost niște chestii. Plus că el, cum să vă explic, a făcut toiagul ăla. Da. Dar el l-a făcut. De ce vă enerva mă toiagul ăla? Stai puțin. Nu, deci stai să ne înțelegem. El a găsit un bambus și a făcut toiagul ăla. Eu sunt, indiferent ce zice, da, ce credeți, revin ce la ce spunem. Îți făcea plăcere să butonezi pe toată lumea, să instigi și să provoci. Poate. Poți să spui, ok. Să zicem. Dar cu camarar chiar a fost asta cu toiagul. Vreau să, acum, pe parcurs, camarar s-a mai deschis și el. Și a lăsat umanitatea să iasă la iveală, să nu mai fie foarte doar agresivitate de el. Și am înțeles chestia cu copilul. Am înțeles chestia cu fiul și da, cu că el are o misiune, el trebuie să stea și a făcut-o foarte umană și atunci am început să ne înțelegem. A reușit să descrie chestia asta. Dar la început era foarte agresiv și tot băga chestia asta în față și cu toiagul ăla ne-a nenorocit. Până am reușit să-l convingem că să nu-l mai aducă la joc, toiagul. Și atunci chiar am început să câștigăm. Toiagul ăla, adică a fost... deci, dacă știam, să facem un cadou, un toiag. Păi nu, dar era... Mă, imaginați-vă, vezi un tânăr cu un toiag după el, la un moment dat și-a pus ochelarii. Deci mai avea puțin, ne citea din bazme de Petre Ispirescu seara. Pe cine vezi câștigător de la Faimoș? De la Faimoș pe Ștefania. Uite, și Jorge a nominalizat-o pe Ștefania și Crina, dar, și Vica, nu? Eu zic că virgulă câștigă Dan Ursa. Deci tu crezi că Dan Ursa câștigă? Da, Dan Ursa e șeful nostru. Dan Ursa? De acord. Și dacă ar fi de la Dan Ursa, n-ai cum să nu-l iubești pe Dan Ursa. În primul rând, Dan Ursa e un fenomen fizic, adică, bine, e explicabil, centru de greutate jos, membrele scurte, e cum trebuie proporționat, dar e foarte rapid, deci incredibil de rapid pentru un Dan Ursa, ca să spun așa. Și a fost o surpriză, da. A fost o mega surpriză, adică ne-a bătut pe traseu de nenumărate ori și plus e iubibil. E cel mai iubibil dintre ei toți. Adică știe să-ți facă plăcut. Da, da. Oricum. Adică are pachetul și dorește asta cumva... Are multe chestii pe care eu nu le-am avut, probabil. Da, să știi că dacă te liniștește chestia asta, eu cred că dacă ar fi un premiu de popularitate, ai avea mari șanse să-l câștigi la concursul Survivor. Zici? Da. Da. Adică, clar. Și popularitatea e și cu bune și cu rele, asta nu înseamnă, știi? Adică dacă e să răspunem concurentul popular de la Survivor... Elena în concurs, nu mai primește. Am înțeles. Deci, da, ca să... Uite, noi îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Stai, uite, 30 de minute de vorbă despre Survivor. Așa, gata? Da, 30 de minute? Vezi că n-a stat cu niciun concurent atât de vorbă. Vai de mine, atât de repede vorbesc. Sper că am făcut și audiență și n-a stat prea mult și degeaba.